în momentul în care noi ajungem la simțirea inimii, așa vorbesc unele texte filocalice, că omul trebuie să ajungă la simțirea inimii și atunci când el ajunge la simțirea inimii, aceasta înseamnă că a ajuns la simțirea lui Dumnezeu, pentru că simțirea inimii este simțirea lui Dumnezeu. Asta înseamnă că harul Duhului Sfânt se lășluiește în inima omului de la botez, harul lucrează în inima omului care se concentrează în inima sa, își adună mintea și se interiorizează. Până când nu ne interiorizăm, harul e prezent în inima noastră, dar el nu se poate manifesta, nu poate lucra în toată libertatea. Trebuie ca noi să intrăm în inima noastră prin efortul rugăciunii, prin efortul citirilor duhovnicești, al citirii Sfintei Scripturi și când facem lucrul acesta cu multă atenție, deci mintea se concentrează în inimă, inima, aș zice, se deblochează, inima devine sensibilă și lucrează atunci harul. Harul poate lucra în toată libertatea.